Uitați ce am găsit. E aceeași floare pe care... O, mamă, dacă te simt, uite. Opa. Uite ce-am văzut! Bă, chiar că e mișto. Ți-a făcut aici așa? Uite ce copac! Să ne suim în el. Dar chiar s-a dormit, că uite s-a pus, s-a pus acolo. Facem mici grănezi din ea. Oh.
Dimitrie, trage din avion în tine. Trage în avion, trage cu avionul în voi. Trag rușii, bă, în voi. Am fost la o pădure, acum mergem la un izvor. Un izvor în locată de tata Ciocănești. Să trăiești. Este un izvor de mare adâncime și cu apa foarte, foarte rece. Și am fost de mai multe ori acolo. Dar am fost de mai... Bă, ce se bucură, mă! Ce se bucură, mă! Te faci, mă! Te faci, mă! Te faci, mă! Izvorul ăla de la Ciocănești. Da, izvorul din Ciocănești se oprește. Și avem aici și de pescuit. Aici, da. E mișto rău aici. Da. Boltoacă asta aici. Da. Ce se întâmplă dacă nu pe cealaltă parte? Nu bat. Adică, se vede pe acolo pământul. Nu știu cât de adânc e apa asta. Mi-aduc aminte că nu mai știu când. Mami ne pozează. Câți kilometri am făcut pe oră într-un an. Și scriu. Hai. La noi pe an. Zici ce vrei să zic. Erau foarte mulți kilometri. Da, hai, hai, că venem aici, venem aici, da? Să luăm apă, da? Da. Haide, hai. Și știți cât de relaxant e aici? E relaxant, haideți. Acolo. Traversăm ce râu e ăsta? Hai. Repede, 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 tati. Thank you.
puneai sticlele de apă. Și ele gata. Închide și robinetul că se consumă. Nu se poate. De ce? E izvor. E izvor? Da. Sunt și bei. Ioachime, e un izvor de mare adâncime. Este o apă foarte curată. Nu. Cum e? Nu, și-am găsit odată pe piectoare. E rece? Da. Care a făcut și asta și asta. Avem și o troiță aici, da? Când l-am văzut, dar atunci nici nu l-am filmat. Dar l-am găsit. Și ne-a povestit ceva. E o destul de mare poveste cu locul ăsta. Da. Cu puștii, o stricau. Puștii. Da. Copiii, exact, da. Ia, să bem. Ei amenajau și copiii stricau pe aici. Aici sunt locuri de pescuit, știți? Da. Am fost aici odată. Da? Mhm. Sunt o pisică. Da? Sunt de o pisică. Da. E un loc de pescuit, dar e cam nu mult pe aici să mergem. Apa asta, după ce o bei, trebuie să te duci la toaletă, că altfel nu se poate.
Cam atât ar fi cu acest episod. Like, subscribe. Ne vedem la următorul videoclip.